Atenție, cui deschideți ușa casei și în cine aveți încredere să închirieze o cameră din locuința dumneavoastră. O femeie din Oradea a fost victima unui tâlhar care a sedat-o ca să-i poată preda locuința. Făptașul era chiriaș acolo de doar câteva zile, iar victima nici nu bănuia că îi se poate întâmpla ceva rău. Individul a ajuns după gratii. Roxana Tivadar ne spune cum a procedat tâlharul. Bună ziua, Roxana! Bună ziua! Femeia tâlhărită are peste 70 de ani și a permis bărbatului de 66 de ani să se mute în chirie în locuința ei. Atras probabil de obiectele din casă, după doar câteva zile, individul a decis să-și transforme gazda în victimă. I-a turnat femeii somnifer în cafea și, cât timp ea nu a fost conștientă, i-a furat bijuteriile pe care le purta. A mai luat din casă câteva ceasuri, telefoane mobile, monede din argint, dar și un card bancar. Când s-a trezit și a văzut ce se întâmplase, femeia a anunțat poliția. În casa bărbatului, anchetatorii au găsit o parte dintre bunurile furate. Atât de aici, la revedere! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.